Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este Dan Motreanu, președinte PNL Giurgiu, dar și europarlamentar. Bună ziua, domnule Motreanu, mulțumim că ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Motreanu, ați fost una dintre vocile critice ale coaliției de guvernare PNL-PSD. A intrat guvernul în funcție, a fost votat cu o largă majoritate. Dumneavoastră, ca liberal, sunteți confortabil să susțineți guvernul PNL-PSD? Într-adevăr, am fost unul dintre cei 22 de colegi care au votat împotriva unei alianțe de guvernare cu Partidul Social Democrat. Pentru mine nu este prima dată când votez împotriva propunerilor pe care le face conducerea partidului. Mi-aduc aminte că am fost unul dintre cei care am susținut ca alianța de a să-și continue la momentul 2007 alianța pentru a putea guverna România, pentru că era un moment extrem de favorabil pentru România în acel moment. De asemenea, am fost unul dintre cei care m-am abținut atunci când s-a făcut USL-ul în 2010, deși conjunctura politică era cu totul alta decât cea de acum. Și, repet, de fiecare dată mi-am expus cu convingere punctul de vedere și chiar dacă am pierdut la vot, am respectat decizia partidului. Nu sunt unul care să părăsesc partidul atunci când majoritatea din partid decide altceva, dar sunt un membru al partidului care cred că pentru România de astăzi, guvernarea cea mai potrivită ar fi fost cu USR-ul, pentru că au fost niște perioade preelectorale și electorale care au arătat foarte clar care sunt direcțiile pe care România poate să meargă în următorii ani. Și atunci a fost un moment care a arătat că există o componentă politică pe scena politică din România care vrea o modernizare mai rapidă a societății noastre și partidele cele mai proeminente în acest sens erau cele două, Partidul Național Liberal și USR-ul. Și din acest motiv am fost și sunt un susținător al acestei alianțe de guvernare. Dar repet, e un vot pe care majoritatea colegilor l-a dat și îl respect. Va fi un moment în PNL în care se va reevalua această alianță cu PSD-ul în viitorul apropiat? Evident că va fi un moment în PNL. Mai aproape sau mai departe în timp? Eu cred că va fi o dezbatere continuă. Va fi o dezbatere continuă pentru că există multe incompatibilități între PNL și PSD. Există însă, în acest moment, un punct comun. Un punct comun care este PNRR-ul. Planul Național de Redresare și Reziliență. Și care este mai mult decât un punct comun între PNL și PSD, este, dacă vreți, un nou proiect de guvernare, un nou program de guvernare pentru următorii 5 ani, pentru toate forțele politice deci din România. Este un punct comun pentru toate partidele. Pentru toate partidele din România, inclusiv pentru USR, pentru că el este, până la urmă, o contribuție și a USR-ului. Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Dacă veți reevalua în PNL alianța cu PSD-ul? Pentru că s-ar putea să descoperiți, de pildă în primăvară, că nu vă convine să fiți în această alianță de guvernare. Veți avea o discuție în conducerea partidului, structurată, dacă să continuați sau să nu continuați cu PSD-ul, sau așteptați momentul 2024? Sau... E greu de anticipat când și cum se va întâmpla. Eu nu cred în 7 ani de zile, nu cred într-un proiect PNL-PSD de 7 ani de zile. De fapt, ați văzut că istoria, din păcate, istoria recentă a
decenii politice din România ne-a demonstrat că nu avem o cultură a funcționării nici a coalițiilor, nici a uniunilor, nici a alianțelor și că ne despart foarte, foarte multe lucruri. După dumneavoastră, negocierea pe care a purtat-o PNL-ul cu PSD este o victorie, așa cum a descris-o domnul Câțu, sau este o înfrângere pentru Partidul Național Liberal? Dacă e să vorbim pentru un moment, cred că e prematur să punem o concluzie. Cred că timpul va demonstra dacă a fost sau nu o victorie pentru Partidul Național Liberal. Probabil că actul guvernării, realizările colegilor din Partidul Național Liberal, din guvern, vor conta foarte mult cum va fi evaluat și apreciat Partidul Național Liberal în viitor. Sper că dacă nu va fi o victorie pentru Partidul Național Liberal, măcar să fie o victorie pentru România. Îmi doresc foarte mult acest lucru, pentru că încă 2, 3, 4 ani pierduți ar însemna o criză și mai mare și o subdezvoltare în continuare a României. Înțelegem cum au votat colegii din conducerea partidului atunci când s-a luat această decizie. Dumneavoastră spuneați că ați votat împotrivă. Dar dacă ar fi fost să întrebați pe cei care v-au adus în funcție, pe alegătorii dumneavoastră, pe alegătorii PNL, ce credeți că ar fi răspuns? Am înțeles că au fost făcute câteva cercetări sociologice și s-a regăsit și această întrebare. Evident că cea mai mare parte a alegătorilor noștri preferă o altă variantă decât cea cu PSD-ul. Însă conjunctura și așa cum s-au derulat lucrurile ne-au dus în situația în care și din cauza USR-ului, spun eu, și din cauza lui Florin Câțu, lucrurile în acest moment nu au mai putut merge pe o cale comună. Bun. Luând această decizie, însă, partidul, în remarcați și dumneavoastră, știu că ați scris la un moment dat un text în care spuneați că nu e regulă să câștigi voturi cu o platformă anti-PSD și apoi să te aliezi cu cel împotriva căruia ai militat. Da, asta am și cerut, asta am și spus-o în interiorul partidului și i-am spus-o explicit lui Florin Câțu, mai ales că el a câștigat congresul cu un discurs anti-PSD. Isteric anti-PSD, ați spus în ședință. Isteric, în anumite momente. Lui Florin Câțu că a fost isteric la congres, isteric da, anti-PSD. Și probabil că a contat din multe puncte de vedere acel discurs. Poate că a convins și acel discurs anumiți colegi care se aflau în sală la respectivul congres să voteze cu Florin Câțu. Iată de ce eu i-am spus foarte clar că nu mi se pare moral ca după ce ai câștigat un congres cu un asemenea discurs, la un timp atât de scurt, nici 2 luni de zile, să vii totul în fața partidului să propui o alianță cu cei pe care i-ai criticat. Din punctul meu de vedere, era absolut moral să faci un pas în spate și pentru că nici nu ai reușit să confirmi și să realizezi un alt guvern, o altă alianță cu USR-ul, să faci un pas în spate de și să nominalizezi o altă echipă care să ducă aceste negocieri cu PSD-ul. Ce v-a răspuns la lucrul ăsta? Absolut nimic. Nu a spus nimic. Pentru că ați amintit de congres, dumneavoastră la congres, alături de Ilie Bolojan, ați făcut opinie separată. Nu ați ales niciuna dintre cele două tabere, deși Ludovic Orban spune că ați fi putut înclina balanța, ci ați decis să fiți a treia cale, așa v-a numit presa, a treia cale din partid. Asta înseamnă că la un moment dat, în viitorul apropiat, dumneavoastră sau Ilie Bolojan, unul dintre dumneavoastră, va dori să fie șeful Partidului Național Liberal. Corect? Nu știu dacă acest lucru se va întâmpla. Într-adevăr, noi, un grup de mai multe organizații, aproximativ 8-10 organizații, ne-am întâlnit
de mai multe ori pe parcursul derulării competiției electorale interne și nu s-a pus neapărat în discuție găsirea unui al treilea candidat. De ce? Pentru că lucrurile erau, pe de-o parte, destul de avansate, pentru că deja echipele erau destul de poziționate și susținătorii erau relativ numeroși și împărțiți între cele două tabere, ci pe noi ne-a preocupat cel mai mult găsirea unei soluții, unui compromis în conotația pozitivă a lucrurilor, de a crea o echipă comună și de a găsi o cale comună pentru ca acest congres să se desfășoare nu într-o competiție atât de acerbă, cum s-a văzut și la televizor, ci mai degrabă într-o competiție care să aducă o formulă, o negociere și să aducă la nivelul de leadership al partidului pe cei mai buni dintre acum noi. Acum trag în linie, non-combatul dumneavoastră, al organizațiilor care au fost în jurul dumneavoastră, a favorizat alegerea domnului Câțu în funcție și ulterior alianța cu PSD-ul? Nu neapărat. Fiecare membru din delegația noastră a votat cu cine a dorit. Cel puțin în cadrul organizației mele, cea pe care o conduc, am luat această decizie ca fiecare coleg să voteze cu cine dorește dintre cei doi candidați. Nu aș fi impus nici dacă mergeam într-o anumită direcție, nu e skill-ul meu de a face politică, nu aș fi impus unui coleg din organizație să voteze împotriva propriei voințe și împotriva propriei conștiințe. Vorbeați despre PNRR, domnule Motreanu. Sunteți la Bruxelles, mai aproape de discuțiile europene. PNRR-ul României poate fi renegociat? PNRR-ul României, așa cum am spus mai devreme, este și va fi noul program și viitorul program de guvernare pentru următorii 5 ani de zile. Că va fi o alianță PNL-PSD, că va fi o alianță PNL-USR, că va fi doar PSD-ul la guvernare, acesta va fi programul de guvernare, corpul principal al programului de guvernare pentru România în următorii 5 ani de zile. Acum, dacă se poate renegocia sau nu, e o discuție destul de profundă. În principiu, da. Dar nu cred că mai avem timpul necesar pentru a putea să ducem la capăt și acele proiecte pe care ni le-am asumat și acele reforme pe care ni le-am asumat. Spre deosebire de programele operaționale, PNRR-ul nu poate fi prelungit, cel puțin în acest moment, așa sunt discuțiile, de 31 decembrie 2026. Programele operaționale mai au posibilitatea de a fi prelungite un an, 2, 3, N+1, N+2, N+3. PNRR-ul românesc a fost aprobat, dacă rețin eu bine minte, în 28 octombrie anul acesta, deci de foarte curând. Și mi se pare oarecum dubios ca să vii după o lună și jumătate, două luni de zile, în fața Consiliului, a fost aprobat în Consiliu, să spui, noi am vrea să modificăm acest PNRR. Mai mult, nu e chiar foarte ușor să-l modifici, pentru că sunt 6 piloni principali pentru PNRR, dintre care 2 componente sunt esențiale și obligatorii, și anume 37% minim să fie politici ecologice, verde, cum se vorbește la Bruxelles, și 20% sunt politici care țin de digitalizare. În momentul în care umbli la acest echilibru, poți să să scazi această componentă și în acel moment PNRR-ul nu mai poate fi aprobat. Vă pot povesti o mică discuție pe care am avut-o cu doamna comisară Adina Valean, care îmi spunea că în PNRR-ul românesc, la un moment dat, erau niște sume care erau cu semnul întrebării pe semaforizarea căilor ferate din România, care erau în componenta de digitalizare.
și îmi spunea, dacă tai sau dau jos, pentru că ea făcea evaluarea pe această componentă, partea aceasta, în momentul acela vă scade, dumneavoastră ca și țară, și partea de digitalizare și intrați sub 20% și nu vă mai pot aproba sau nu vi se mai poate aproba PNRR-ul. De aceea, eu cred că în acest moment este foarte greu să facem o modificare a PNRR-ului. Probabil pe parcurs, dacă vom constata că anumite proiecte, anumite reforme nu vor merge, nu vor putea fi îndeplinite, să mai încerci să mai schimbi câte ceva. Sigur, acum nemulțumiri sunt foarte, foarte multe în ceea ce privește PNRR-ul. Dumneavoastră vă este clar ce ar trebui să renegociem? Ce dorește guvernul să renegocieze? Pentru că s-a vorbit de renegociere, dar nu s-a spus de ce. De ce și unde? Da, nu mi-este foarte clar. Nu am avut această discuție la nivelul Partidului Național Liberal. Nu ni s-a prezentat această posibilitate. Vă pot spune ce mi-aș fi dorit eu în plus. Apropo de reziliență, și anume sistemul de irigații. Sistemul de irigații pe care noi puteam să-l introducem în PNRR, dacă eram puțin mai atenți. Eu am ridicat această problemă și am avut câteva discuții contradictorii cu premierul Florin Câțu pe această temă, pentru că s-a înțeles o chestiune greșit, și anume irigațiile ca proiect au fost prezentate la Bruxelles ca o politică agricolă, pe când Bruxelles încerca să ne explice că dorește din această perspectivă o politică de gestionare durabilă a apei. Sigur, dar problema acolo a fost legată de proiectul în sine prezentat de România, nu de proiectul, principiu și de zona exact pentru care noi ne-am finanțat. Păi haideți să ne detaliați. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem continuăm discuția, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă, președintele PNL Giugiu, europarlamentarul Dan Motreanu, este invitatul zilei de astăzi. Vorbeam despre PNRR-ul românesc și despre acel eșec în a include în PNRR și bani pentru sistemul de irigații. Pentru sistemul de irigații. Dacă vorbești de reziliență, pentru că acest program național este și de reziliență, nu poți vorbi, cel puțin pentru sudul țării, la Mehedinți până în Vrancea, de reziliență dacă nu ai la dispoziție un sistem de irigații performant. Ceea ce vă spuneam mai devreme este că cei de la Comisia Europeană ne-au cerut un proiect care să urmărească în primul rând gestionarea durabilă a apei. Toate studiile arată că Europa, inclusiv România, în următorii 10 ani va avea o mare problemă cu debitul apei Dul. Va exista o monitorizare exactă din partea Comisiei Europene pe ceea ce se întâmplă cu resursa de apă din fiecare țară europeană și din acest punct de vedere noi trebuia să gândim acest sistem din această perspectivă. Ceea ce noi n-am făcut și le-am atras atenția este că dacă nu știam să facem acest proiect, puteam să cerem consultanță. Pentru că în mecanismul de redresare și reziliență european exista și o componentă financiară care permitea țărilor să acceseze bani pentru consultanță. Și poate că alții, care sunt mai avansați ca și noi în acest sistem, ar fi putut să ne dea această consultanță. Cert este că irigațiile n-au intrat în PNRR, dar mai sunt fondurile structurale. Exact. Putem atrage finanțări pentru irigații pe fondurile structurale? Nu pentru infrastructura mare, din păcate. Și doar pentru infrastructura secundară. Deci, dacă e să vorbim despre irigații, acestea trebuie făcute din fondurile naționale, infrastructura mare, și infrastructura secundară ar putea fi făcută din fondurile europene. Dar, apropo de programele operaționale, suntem și aici într-o mare întârziere. Suntem, cred că, singura țară care nu a depus nicio hârtie de pe vremea domnului ministru Boloș. De prin decembrie 2020 pentru programele operaționale, săptămâna trecută... Nicio hârtie, păi, da. Și nu aveți o discuție directă cu guvernul? Totuși este guvernul dumneavoastră, nu le-ați atras atenția? Am avut o discuție la Bruxelles și cu directorul general DG Regi și care ne-a prezentat situația. Nu e doar cazul României. Foarte multe țări
au spus că nu au în acest moment posibilitatea să lucreze pe două paliere, și la programul național, la programele naționale de redresare de reziliență și la programele operaționale. Sunt doar 5 țări, dacă nu greșesc, care au reușit să depună în paralel și programele naționale de redresare și cele operaționale. Mai e o țară care nu a fost interesată de PNRR, Olanda, și a pus mai mult accentul pe programele operaționale, și un calup de țări care sunt într-un anumit stadiu cu prezentarea programelor operaționale. Din păcate, nu suntem la vârf din această perspectivă. În perioada asta se vorbește foarte mult în România despre PNRR, pentru că toată lumea face ochii mari când aude 29 de miliarde de euro. În același timp, cred că ar trebui spus, domnule Motreanu, prin politica agricolă comună, cât urmează să primească România până 2027? 21 de miliarde. De euro. De euro. Deci o sumă uriașă. În total avem, într-adevăr, aproximativ 80 de miliarde de euro până în 2027. Și cine va beneficia de acești bani și cum vor fi distribuiți ei? Păi, v-am spus, pe lângă PNRR, există această componentă, politica agricolă comună, care a fost de curând aprobată în Parlamentul European, și statele membre trebuie să prezinte pentru a accesa banii un plan național strategic până la sfârșitul anului. România acesta. A făcut-o? România, din câte știu, nu a făcut-o. Nu a făcut-o. Mai are încă 3 săptămâni până la momentul final. Înțeleg că s-au făcut anumite dezbateri, sunt anumite capitole încheiate, dar nu avem draftul final. Repet, mai sunt încă 3 săptămâni până la finalul anului. Bun, până la România, o mare putere agricolă, cu tradiție, cu istorie în domeniul ăsta, cu un potențial uriaș. Cum ar trebui să arate strategia României, mai ales din perspectiva asta europeană, în care politicile de mediu sunt extrem de importante? Va fi, prin noua politică agricolă comună, va fi o componentă importantă dedicată agriculturii ecologice. Și, din păcate, și aici noi suntem oarecum în urmă. În România, aproximativ doar pe o suprafață de 3% din suprafața agricolă a României se practică agricultura ecologică. Alte țări sunt mult mai avansate, undeva la 15, peste 10%. Este o prioritate a noii politici agricole din Europa, dar sunt și alte priorități. Vreau să explicați puțin procentul ăsta, că oricine se uită se gândește că bunicii noștri practică agricultură ecologică din moș strămoș. Cum adică doar pe 3% din suprafață este practicată agricultură ecologică? Asta este... Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu respectăm acele condiționalități pentru a primi acel certificat de agricultură bio sau agricultură ecologică, că folosim pesticide, insecticide, fertilizanți, antibiotice și așa mai departe. Dar să știți că nu suntem peste media europeană, adică România nu e așa cum de multe ori se spune că este peste media europeană în această privință, și după cum știți, prin noua strategie Farm to Fork, de la fermă la consumator, se stabilesc câteva ținte importante pentru reducerea pesticidelor, insecticidelor, reducerea antibioticelor pentru animalele din zootehnie. Iar dacă mi-aduc bine aminte, spre exemplu, la nivelul pesticidelor, media europeană e undeva la 2,4 kg pe hectar și România folosește undeva la 700 de grame pe hectar. În schimb, Olanda, care are o agricultură intensivă, super intensivă, folosește și 6-7 kg pe hectar. La fel la nivelul antibioticelor, care sunt folosite în zootehnie și care creează mari probleme atât animalelor cât și oamenilor, pentru că ingerarea lor duce la obișnuirea corpului cu aceste antibiotice și care, în perspectivă, s-a
văzut din cercetările pe care le-am primit că nu își mai fac efectul nici măcar asupra oamenilor. Dar, repet, este o politică ambițioasă, dar pe de altă parte sunt foarte multe voci în Parlamentul Europei și multe voci dintre europarlamentarii români, chiar și eu, am ridicat problema și a sărăciei. Pentru că, vedeți, suntem plini de intenții bune și la nivelul Parlamentului European și la nivelul Comisiei, dar de multe ori luăm decizii fără a avea toate studiile necesare și din acest motiv am cerut studii suplimentare pe ceea ce privește politica Farm to Fork. De ce? Pentru că eu de multe ori am ridicat această problemă, consider încă că Europa mai are o datorie neîndeplinită și anume aceea de a lupta împotriva sărăciei. Încă astăzi, la nivelul Uniunii Europene, sunt 33 de milioane de cetățeni care nu au alimentele necesare pentru viața de zi cu zi. Dacă mergem eminamente pe o agricultură ecologică, evident că e bine pentru ne îmbunătățim modul de viață, îmbunătățim sănătatea, mediul, dar trebuie în același timp să fim coerenți și coordonați să vedem să nu creăm o altă criză, o criză a alimentelor care ar putea să afecteze o parte a populației și așa săracă. Domnule Mătrănu, vă propun să ne întoarcem puțin la politică și o întrebare destul de directă. Nu mai e mult timp, deși pare. Pe cine vedeți dumneavoastră din PNL candidat la președinția României în 2024? Și o să vă rog să vă gândiți la răspuns și să ne-l dați după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi. Ne-am întors în fața ta continuă. Președintele PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu este invitatul zilei de astăzi. Domnule Motreanu, pe cine vedeți dumneavoastră în 2024 candidând și susținut de PNL pentru funcția de șef al statului? Cred că e o discuție prematură. Nu cred că e momentul. De altfel, dacă te uiți în istoria recentă a vieții politice din România, cei care și-au anunțat cu 2, 3, 4 ani înainte candidatura nu prea au mai reușit să ajungă în funcția pe care și-au dorit. Dacă ne uităm la ultimele două bătălii importante câștigate în 2004 de Traian Băsescu și în 2014 de Klaus Iohannis, sunt doi candidați care au venit pe ultima sută de metri, cum se spune. Traian Băsescu, cu o lună de zile înainte de a-și depune candidatura și a anunțat și a intrat în cursa electorală după retragerea lui Teodor Stolojan, și Klaus Iohannis cam cu, în iunie, cu 5-6 luni înainte de a-și depune candidatura. Deci eu cred că e prematur să vorbim despre un candidat al Partidului Național Liberal în acest moment pentru funcția de președinte. Cred că va conta foarte mult și profilul pe care și-l doresc românii la momentul respectiv. Pentru că există, și vă spun ca unul care am lucrat foarte mult în strategii electorale și în campanii electorale, există întotdeauna un punct comun pe care trebuie să-l atingi în momentele de campanie electorale, un punct comun între ceea ce oferă partidul ca și candidat și ceea ce doresc cetățenii. Există probabil un 2024 care ne va arăta ce profil își doresc românii de președinte. Profilul ăsta e generat și de precedentul titular al postului? Din anumite perspective. Haideți să vedem. Ultimii doi președinți au avut în prima parte, sau în perioada de campanie, un profil mai degrabă de administrator, de primari, de oameni care au făcut ceva, care au realizat ceva pentru comunitățile lor. Acestea sunt cei doi câștigători ai campaniilor electorale. S-ar putea în 2024 scena politică să ceară o altă personalitate sau un alt tip de personalitate politică. La s-ar ce putea tip, vă gândi? Să fie, de exemplu, s-ar putea să intre în scenă ca în anul 2000, cu șanse reale de a câștiga președinția României, un candidat de pe partea naționalistă.
Ne aducem aminte că în 2000 România a avut de ales între două rele. Așa am spus la vremea respectivă. Între Ion Iliescu, care venea de pe partea stângă, dar stânga retrogradă, și partea naționalistă Vadim Tudor. N-aș vrea să fim în situația aceasta în 2024 și acest lucru se va întâmpla doar dacă PNL și USR vor rata acești 3 ani de zile. Păi, să-i rateze? Cum? Că nici nu mai sunt împreună. Pare a fi ratat deja, cel puțin împreună. Și domnul Motreanu se gândea că încă guvernează împreună. Nu mă gândeam la aceasta. Mă gândeam că unul dintre cele două partide pot confirma, măcar unul dintre cele două partide pot confirma până în anul 2024. La putere sau în opoziție? La putere sau în opoziție. Domnule Motreanu, Klaus Iohannis, v-am auzit, vorbim despre Florin Câțu mai devreme, negocierea lui Florin Câțu, cum a venit domnul Cățu în fața partidului. Și în funcția de premier. Și în funcția de premier. Să nu uităm cum a venit în funcția de premier, nu? Și cine l-a impus? USR-ul l-a impus. Deci astăzi uite să-și asume acest lucru. Domnul Klaus Iohannis nu are și dânsul o implicare în momentul în care a ajuns acum Partidul Național Liberal cu PSD la guvernare? Nu știu ce să vă spun. Eu, unul, am avut în ultima perioadă doar 2 întâlniri instituționale, absolut instituționale, cu domnul președinte Klaus Iohannis, în care, în prima, care era undeva la ziua mediului, la un eveniment organizat la Cotroceni, și am povestit câteva cuvinte la finalul întâlnirii, mi-a spus că, sub nicio formă, nu crede că se impune anul acesta un congres în cadrul Partidului Național Liberal, că avem atât pandemia cât și PNRR-ul, sunt două proiecte importante pe care trebuie să le depășim și cred că acolo trebuie canalizată toată energia partidului nostru. Am rămas foarte surprins când am aflat că Ludovic Orban a reușit să-l convingă, cred, să fie de acord că se impune un congres în interiorul Partidului Național Liberal în luna septembrie. Eu am spus și atunci că nu e potrivit nici măcar statutul pentru organizarea unui congres al Partidului Național Liberal, pentru că acest statut pe care noi îl avem în acest moment este un statut pe care l-am scris pentru perioada când partidul se afla în opoziție. E un statut care duce o competiție electorală pe termen foarte lung, 4 luni de zile, pentru că această competiție electorală începe de jos în sus, ca în cele din urmă conducerea partidului să fie expresia alegerii tuturor nivelurilor de conducere din Partidul Național Liberal. A doua întâlnire a fost la Bruxelles, când președintele României a fost la Consiliu și între întâlnirea pe care o are de fiecare dată, cred, cu liderii Partidului Popular European din care facem parte înainte de Consiliu, a avut o întâlnire și cu europarlamentarii Partidului Național Liberal. A spus cam același lucru pe care l-a spus și la întâlnirea din PPE, pentru că și acolo președintele Iohannis a avut un discurs destul de accentuat, cerând ca și PPE-ul, atunci când vorbește despre viitorul Europei, pentru că știți că este și să consumă acum o dezbatere importantă despre viitorul Europei, să vorbească și despre viitorul PPE-ului, pentru că, din păcate, PPE-ul a pierdut foarte multe guverne în ultimii 4 ani de zile. La fel ne-a spus și nouă că, așa cum PPE-ul trebuie să se reformeze, și Partidul Național Liberal trebuie să se reformeze și să se ducă oarecum mai înspre partea de modernizare, mai aproape de valorile europene decât de partea de conservatorism. Domnule Motreanu, dumneavoastră aveți ceva să-i reproșați președintelui Klaus Iohannis?
nu știu dacă neapărat un reproș. Mi-aș fi dorit poate că să fie mai implicat, spun eu, la numirea anumitor miniștri din cele două guverne ale Partidului Național Liberal, și din guvernul Orban și din guvernul Câțu. Poate că este cel mai... Să fie mai implicat? Mai implicat, mai atent la desemnarea unor miniștri. Consider, și nu e doar punctul meu de vedere, probabil că foarte mulți colegi îl împărtășesc, consider că anumiți colegi care ne-au reprezentat pe anumite portofolii în guvern nu au avut, să spun, cea mai bună prestație și cele mai bune rezultate care să ajute în cele mai bune. Să vă întreb și pe dumneavoastră, că sunteți lider politic, Secretariatul General al Guvernului este sau va fi ocupat de domnul Neacșu de la PSD, care are o condamnare penală, este drept cu suspendare. Vi se pare normal sau nu? Evident că nu mi se pare normal, dar nici nu știu dacă ea nu și-a încheiat, nu? Nu știu. Evident că nu mi se pare normal, dar nici nu știu exact care sunt discuțiile din interiorul acestei alianțe. Nu știu dacă există vreun drept de veto pe care să-l aibă premierul asupra miniștrilor. Nu știu dacă există un drept de veto... Adică al... premierul este doar pe jumătate din guvern premier? Nu, dar spuneam că nu știu dacă există acest drept de veto. Nu am participat la aceste discuții, nu sunt în mijlocul... Și dumneavoastră, cum vi s-ar părea să fie normal? Să aibă sau nu? Evident că mi s-ar părea normal să aibă un drept de veto. Este până la urmă... Adică să poată să respingă o să propunere. Să poată să respingă o propunere, evident. Eu cred că o va face atunci când se va impune. A spus în partid, într-o ședință, riscăm să ne confunde lumea cu PSD-ul. Și oamenii nu vor prefera niciodată o copie, ci originalul. În 2024, dacă această alianță va continua, unde va fi PNL-ul? Va fi un partid de sine stătător sau un PSD 2? E greu să anticipez unde va fi Partidul Național Liberal în 2024. Cred că vor fi foarte multe și se vor întâmpla multe evenimente până atunci. O să spun ceea ce îmi doresc eu. Îmi doresc ca PNL să fie un partid de sine stătător, un partid care să se lupte din nou să câștige alegerile parlamentare și prezidențiale. În alianța cu PSD-ul, mă scuz, nu. Este posibil? Știm? În alianța cu PSD-ul, este posibil acest deziderat al dumneavoastră? Repet, nu cred că sunt foarte, foarte multe lucruri pe care Partidul Național Liberal le poate face alături de PSD în ceea ce privește reforma scenei politice din România. Eu m-aș fi dorit mai mult... ca Partidul Național Liberal, în paralel cu o reformă economică și socială pe care o va face, vrând-nevrând acum cu ocazia adoptării PNRR-ului, m-aș fi dorit ca mai mult ca Partidul Național Liberal să încerce să treacă anumite legi importante care să schimbe scena politică românească. Și aici am în permanență în vedere alegerea primarilor în două tururi, și cred că acest proiect nu se va putea face cu PSD-ul. Și cred că este nevoie de un proiect sau o dezbatere pe un proiect nou electoral pentru alegerile parlamentare. Din păcate, astăzi în România, niciunul din cele două modele pe care le-am avut nu a dus la o clasă politică performantă. Am încercat modelul uninominal și a dus la o alegere a Parlamentului a unor oameni care au mai degrabă notorietate decât cunoștințe în anumite domenii. Încercăm mai mult timp acest model al listei și, din păcate, vedem că nu are urmările pe care le spune teoria politică. Adică, până la urmă, alegerile de listă
dau posibilitatea partidelor de a aduce în Parlamentul României pe cei mai buni oameni, pe specialiști. Și dau posibilitatea partidelor să aducă oameni care să acopere toate domeniile, nu doar anumite domenii. Și, din păcate, am asistat și asistăm în continuare că votul de listă este, de fapt, prilejul pe care îl are președintele unui partid de a-și pune oamenii cei mai credincioși și nu neapărat oamenii cei mai buni pe care îi au partidele politice. Este un mare dezavantaj pentru noi, pentru că, să știți, sunt mulți, mulți oameni foarte buni care sunt în partidele politice din România. Partidul Național Liberal are totuși 230.000 de membri. Sunt zeci, sute de oameni care chiar au performanță și profesională și morală și care ar trebui să reprezinte Partidul Național Liberal în Parlamentul României. Domnule Motran, luăm ultima pauză de publicitate. Când ne întoarcem, o întrebare legată tot de un candidat sau potențial candidat la președinția României. Rămâneți alături de noi, revenim imediat. Ne-am întors ultima parte a discuției noastre de astăzi la În fața ta. Invitat este Dan Motreanu. Domnule Motreanu, Ilie Bolojan ar putea fi candidatul PNL la președinția României. Știți foarte bine că numele vehiculat și printre colegii dumneavoastră. De ce nu? Și vă spuneam mai devreme că contează foarte mult profilul pe care îl așteaptă cetățeanul român în anul electoral pentru prezidențiale. Dacă se merge pe profilul de administrator, de primar, de om care a realizat ceva, de om care a făcut ceva pentru comunitate, cu siguranță că este un candidat redutabil. Emil Boc? Emil Boc de asemenea ar putea fi un candidat redutabil. Deci cele două nume ar putea fi. În acest moment sunt cele două nume, v-am spus, depinde foarte mult de profilul candidatului de la acea dată. Ar putea fi și actualul prim-ministru, dacă confirmă în funcție. Partidul Național Liberal are întotdeauna capacitatea de a găsi candidați foarte buni. Dintre cei trei pe care l-a susține fără rezerve? L-aș susține ca membru de partid pe cel care stă cel mai bine în sondaj. Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Motreanu, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, mulțumesc. Ne revedem, numai bine!